Alianța 2020 USR Plus a câștigat alegerile în municipiul Baia Mare, reușind să obțină 33,62% din voturile cetățenilor și s-a clasat astfel pe locul al doilea la nivel de județ, cu 21,18% din voturile maramureșenilor. Președintele Plus, Dacian Cioloș, a felicitat echipele Plus și USR din Baia Mare și din județ pentru rezultatele foarte bune obținute după o muncă de câteva luni. El spune că un rol foarte important l-au avut și voluntarii care s-au implicat zi de zi atât în campania de strângere de semnături, cât și pentru a comunica oferta electorală. Mai mulți câini lăsați liberi se plimbă pe străzile din orașul Tăuții Măgărăuș și bagă oameni în sperieți. Primarul orașului Anton Ardelean trage un semnal de alarmă și spune că va acționa conform legii împotriva proprietarilor patrupedelor lăsate libere. El declară că acești câini reprezintă un pericol pentru cetățeni și va lua măsuri. Edilul afirmă că a anunțat deja poliția locală pentru a stabili ce este de făcut în această situație. În această perioadă, grădinița cu program prelungit din satul Săsar, Comuna Recea, face înscrieri în cele trei grupe, mică, mijlocie și mare, pentru anul școlar următor. Important de reținut este faptul că unitatea funcționează cu program prelungit, iar preșcolarii beneficiază contra cost de mâncare gătită exclusiv cu produse ecologice. Mobilierul este nou, la fel ca multe dintre jucării. Totodată, la grădiniță predau trei educatoare calificate. Nu în ultimul rând, copiii se bucură de un spațiu de joacă generos în aer liber, înscrieri au loc în acest interval în toate unitățile de învățământ preșcolar.